Moldova este o învingătoare. Azi, dragi moldoveni, ați oferit o lecție de democrație demnă de a fi scrisă în manualele de istorie. Azi voi ați salvat Moldova. În alegerea noastră pentru un viitor demn nu a pierdut nimeni. Libertatea, adevărul și dreptatea au învins. Moldova a reușit să își arate voința și puterea prin votul fiecăruia dintre noi. Am dovedit că uniți reușim să învingem pe cei care voiau să ne îngenuncheze. Moldova a fost sub un atac fără precedent pentru istoria întregii Europe. Bani murdari, cumpărare ilegală de voturi, implicarea în procesele electorale a unor forțe ostile din afara țării și a unor grupări criminale, minciuni, inducerea urii și a fricii în societatea noastră. Poporul nostru s-a unit, iar libertatea și cetățenii au câștigat. Bine v-am găsit, cred că sunt destule argumente să vă demonstrăm că aici sunt vocile care contează. Ați văzut? Maia Sandu, am putea spune că este traducerea adaptată din limba rusă pentru libertatea de a alege. Adică exact ce nu înțelege Kremlinul, prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova a obținut al doilea mandat cu ajutorul celor din afara granițelor. Nu este o poveste nouă, am aflat-o și noi în alte scrutinuri, dar vorbim în paralel. Vedem ce se întâmplă la București, cum vedem noi de aici Republica Moldova și cum se vede de acolo, de la Chișinău. De la Chișinău trage concluziile Vitalie Cojocari cu invitații săi. Bun găsit, Vitalie! Cum bate vântul de acolo? Bun găsit, Gabi. Vântul s-a oprit la Chișinău. Nu mai este frig, așa cum a fost în ziua alegerilor. Chiar dacă s-a vorbit foarte mult de tensiuni și au fost într-adevăr tensiuni, pentru că au fost și amenințări cu, și false cu bombă, au fost transporturi de pasageri organizate. Iată că acum este o liniște de după alegeri. Poate chiar prea multă liniște, pentru că am fi vrut niște reacții din partea celor care au pierdut alegerile, să înțelegem și punctele lor de vedere, dar deocamdată sunt anemice. Despre aceste lucruri vom discuta inclusiv în această seară la vocile care contează de la Chișinău, din studioul Euronews România de la Chișinău. Da, mulțumesc că ne vom întoarce la tine și vocile care comentează din platoul Euronews România sunt Andrei Țăranu, profesorul Andrei Țăranu, bună seara. Bună seara. Și Sorin Ioniță, expert în reforma administrației publice, președinte, expert forum. Aceasta este titulatura, dar mă gândeam la un refren și încep altfel. Go West, vă mai amintiți de celebrul refren. A mers acum, a prins, a fost fredonat de toată lumea, chiar și de cei din diaspora moldoveană, pentru că a contat foarte mult participarea și au fost niște predicate extrem, extrem de eficiente. Domnule Ioniță, care au fost acelea pentru care totuși moldovenii au venit și au susținut-o pe Maia Sandu? N-au văzut altă alternativă pentru drumul ăsta către vest, care, na, asta e muzica anilor 80, nu? Și era o altă atmosferă și era, cum să spun, parcă căile nu erau așa bifurcate ca astăzi, în care unii au luat-o într-o parte, unii au luat-o într-o parte. Deci era criză și atunci, prin anii 80. Da, dar soluția părea că este într-o singură parte, pe când acum unii au început să aibă dubii despre chestia asta și să se uite în mai multe părți. În Moldova e clar că valorile astea au contat încă cel mai mult, că ei au simțit lucrul ăsta ca o alegere existențială, cum și este, și că chestia asta a predominat în ciuda, cum să spun, a doi curenți contrari care sunt foarte puternici. Unul este că s-a furat 10-12% și nu văd care politician sau partid din vest să poate bate cu succes, adică pleci cu handicap de minus 10% și să câștigi alegeri, e greu. Și doi, pentru că în ultimii 4 ani de când e Maia Sandu președinte au fost criza COVID,
războiul din Ucraina, care a adus refugiați în Moldova, o refugiați ucrainieni mai mulți per capita decât ar veni în România, spaimă de criză energetică în fiecare iarnă, inflație cum e peste tot în Europa, și chiar citeam azi un editorial în New York Times în care un editorialist chiar asta spune. Întrebarea nu e de ce Trump aproape de Kamala Harris, dar de ce nu-i mult în fața ei? Pentru că în ultima vreme cam toate guvernele au pierdut alegerile. Uitați-vă în Europa, puține și-au recâștigat mandatul. Ajungem și acolo. Dar totuși nu au fost alunecări de teren în Republica Moldova. Nici măcar în regiunile separate. Atâta mai lipsea, că în rest le-au pe toate, numai alunecări de teren. Nu. Le mai lipsea. Nu la propriu, Doamne ferește de așa ceva. Domnule profesor, până la urmă au înțeles moldovenii mai bine decât cetățenii altor state că votul este pentru reprezentare, nu este pentru delegare? O parte dintre moldoveni, nu toți moldovenii. Corect. Adică vedem diferența. Vedem și diferența și mai vedem un lucru. Noi tot vorbim despre Republica Moldova ca fiind un tot unitar. Dar în realitate nu uitați că există două teritorii, dintre care Transnistria este cel mai evident, în care este și nu este parte din Republica Moldova. Adică e o entitate care și-a declarat de la bun început susținerea prorusească, are monedă venită de la Moscova, are armată de la Moscova și încă este parte din Republica Moldova și se votează și s-a votat și ieri și în acea parte. Mai acel teritoriu, ca autonomia găgăuză, în care puterea mai degrabă se deleagă decât este reprezentativă, așa cum ați văzut. Și această zonă din sud-estul Republicii Moldova, precum și cea din nord, încă au mari probleme în a accepta, haideți să-i spunem, traseul ăsta european al Republicii Moldova. Avem de-a face cu o societate scindată, care are niște clivaje, cum spunea domnul Ioniță, mai degrabă existențiale, culturale, în bună măsură, și această scindare va trebui să fie rezolvată relativ rapid de președinta Sandu, pentru că altfel s-ar putea să se trezească ca în situația Georgiei să fie o președintă pro-europeană cu un guvern pro-rusesc. Sper că până la urmă va ajunge acolo. Nu, vorbesc de cele economice, nu de cele din sondaje și cele obținute la vot. Procentele înseamnă ceva. Înseamnă încredere, dar dincolo de această încredere, a spus-o și Maia Sandu, Ioniță, știu că diaspora m-a creditat cu încredere pentru un nou mandat, dar știu și care sunt obligațiile. Până la urmă, acolo ajungem. Și dincolo de acestea, o scurtă paranteză. Spunea domnul profesor de vreme despre aceste regiuni unde e o altă limbă până la urmă. Dar limbajul este tot economic, pentru că aceste regiuni, până la urmă, tot de Chișinău au nevoie din punct de vedere economic. Ar fi bine să fie economic, numai că exact așa nu este. Pentru că, până la urmă, când Moldova a crescut, au crescut cu toții. Autonomia Găgăuză este unul din locurile unde s-au făcut investiții și publice. Drumul care trece pe acolo, s-a inaugurat o centură foarte bună la Comrat. Și ei exportă, profită de răsturnarea asta comerțului Moldovei în ultimii 10 ani de când cu acordul de asociere dinspre către vest, deci ei beneficiază și s-au tot deschis căi pentru clauze pentru exporturi agricole în ultima vreme, ceea ce Moldova nu exporta înainte, ouă, pui de găină, deci nu numai tradiționalii, struguri, mere și așa mai departe. Și a întors cu ceva votul? Nu. Deci trebuie explicat, adică trebuie niște mecanisme explicative mult mai sofisticate pentru ce se întâmplă acolo, că nu e numai Găgăuzie, și raionul de alături Taraclia, unde tot așa, mixtură etnică, sunt și bulgari, și acolo se votează sovieto-nostalgic, că de fapt asta se votează, nu neapărat pro sau contra China, dar sovieto-nostalgic, dar cu o paranteză.
actuala, ultimele alegeri din Găgăuzia, care au ales-o pe actuala bașcancă, au fost controlate. Deci nu că s-a ales cineva din elita locală ca să se opună Chișinăului. Acolo s-a instrumentat un vot exact cu schema Ilan Șorc, acolo s-a pilotat, în alegeri locale și în Găgăuzia, iar actuala bașcancă, Evgenia Guțul, n-are nicio treabă, era necunoscut acolo, deci practic nu Găgăuzii locale au ales-o, ci a impus-o ăsta cu mâna. Cum a fost și în alegerile locale la Orhei, cum era să se întâmple și la Bălți. Deci există multe modele explicative în teritoriu și nu e ce se întâmplă în Nord. Acolo e un pic altfel. Tot sovietă nostalgie, dar pe alte resorturi. Pe când aici este, cum să spun, gangsterism la scară mare, într-un fel în care nici măcar n-a fost acum în Transnistria, sau cel puțin nu în turul 1. Când s-a votat surprinzător de echilibrat ca opțiuni, în sensul că la referendumul pro-UE 31% în Transnistria au zis da Europa. Ceea ce nu-i cazul în Găgăuzia, deci nici pe departe. Acolo sunt țărani moldoveni care au fost prinși dincolo de granița aia de la Nistru și lumea are opinii destul de diverse, circulă către... Dar, sigur, e un teritoriu unde nu poți să intri dacă ești oficial moldovean, nu poți să organizezi alegeri, adică se vine aici și când aia pasă, când vor să organizeze vot pachet, o fac. Adică o pot face. Ți-i aduc în autobuz, ei votează și tu nu știi niciodată cine vine, cum vine și nu poți să faci sondaje de opinie acolo. Deci e așa, ca o gaură neagră. Da. În fine, ca o semnătură în alb până la urmă. Și mă gândeam la ce spuneați, o comparație așa, parcă ar fi o nuntă aranjată. Mă întorc la Vitalie Cojocari. De aici pornim discuția până la urmă. Ai ascultat mai devreme ce s-a vorbit în platoul de la București. Te rog. Da, am ascultat și am și analizat această analiză cu invitații mei. Să știi că invitații mei vor vorbi inclusiv despre asta și părerea lor contează foarte mult pentru mine, pentru că înțeleg foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Să îi prezint, alături de mine este Alexandru Eftode, directorul Serviciului Europa Liberă Moldova. Bună seara! Bună seara! Alături de mine, de asemenea, este Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Bună seara! Bună seara! S-a vorbit foarte mult zilele acestea despre un clivaj, un cuvânt la modă în analiză, în societatea din Republica Moldova, despre diferențe, despre faptul că există o ură între două tabere, pro-europeană și pro-rusă. Așa este, Iulian Groza? Din capul locului, cred că trebuie să clarificăm acest aspect, pentru că putem vorbi mai degrabă decât clivajul despre clișee. Percepții despre cum se privește lucrurile, cum se privesc lucrurile din afară în Republica Moldova, dar lucrurile se schimbă. E adevărat că ceva timp Republica Moldova a fost într-adevăr divizată, dar lucrurile s-au schimbat. Începând cu anul 2021-2020, iar în special după ce s-a început războiul rus împotriva Ucrainei, lucrurile au devenit și mai clare. Apele s-au limpezit. Tot mai multă lume din Republica Moldova a înțeles foarte bine care este direcția pentru dezvoltarea țării. Și atunci de ce se vorbește despre clivaje? Cine vorbește despre aceste diferențe mari? Este un narativ propagandistic rusesc de care nu toți își dau seama din prima. Și eu cred că e bine din capul locului să clarificăm acest lucru. Dacă ne uităm pe ce a declarat recent doamna Zaharova, oficialul purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, veți vedea că e același narativ, se întrederește printre mai multe paragrafe pe care le-a menționat. Dincolo de aspectul ăsta, a menționat și despre un alt clivaj între diaspora paralelă, care nu contează, care sunt cei din afară și cei din țară. E aceeași linie a unui același narativ. Să încerce să ne dezbine, să încerce să ne pune în tabere, pe tabere diferite și să încerce să escaladeze, să escaleze un element de conflict. Dar lucrurile s-au schimbat în Republica Moldova de ceva timp și sondajele au arătat lucrul ăsta. Chiar dacă nu a fost clar acest lucru în referendum, trebuie să, iarăși, să spunem lucrurile pe nume. Rusia a folosit cinic resurse fără limită pentru a avea ingerințe în procesele democratice din Republica Moldova, a încercat, dacă ne uităm pe rezultatele referendumului, eu zic că nu. Zici că nu. Dacă ne uităm pe rezultatele alegerilor
prezidențiale, de același lucru, zic că nu. Aș vrea să discutăm un pic despre clivaje și cum se vede din partea ta, Alexandru Eftode, din perspectiva unui jurnalist care scrie de multă vreme despre Republica Moldova. Cum sunt cetățenii moldoveni în condițiile în care unii votează pro-Est, pro-Rusie și unii votează pro-Occident? După aceea ei se întâlnesc pe stradă, dar există un soi de conflict, o ură pronunțată? Vorbim de clivaje, de societate dezbinată, dar ce vedem este că o parte a alegătorilor au votat într-un fel, altă parte altfel. Foarte bine. Care e problema? Peste tot în țările democratice, o parte a societății votează într-un fel, cealaltă parte a societății votează în alt fel. Este normal și e bine să fie așa. Mai ales se vede lucrul ăsta la alegerile prezidențiale. În turul 2 de scrutin sunt doi candidați, unii votează așa, alții votează așa, mai există și o altă parte a alegătorilor care stă acasă, nu votează în niciun fel. Unde e societatea omogenă? Rusia, Belarus, Azerbaijan, parțial turci și așa mai departe. Deci e ok să existe păreri diferite, să existe tabere diferite. Mâine se va vota în Statele Unite și acolo, dacă ne uităm, vedem societate dezbinată și așa mai departe. Așa e în democrație. Lumea votează diferit, iar la prezidențiale sunt doi candidați, sunt două tabere, mai mult sau mai puțin. Însă, a doua zi, într-adevăr, oamenii se duc la muncă, nu-și dau în cap unul altuia și cred că ceea ce am văzut astă noapte în Republica Moldova sunt niște lucruri pe care nu le vedem atât de des în ultima vreme. Normale, normale. Un candidat a câștigat, dar a spus, am făcut și greșeli, voi lucra în continuare să repar. Alt candidat a pierdut și a spus că așa e în democrație. Bine, azi poate unii au așteptat să audă mai mult de la Alexandru Stoianoglu, deocamdată n-am auzit nimic. Hai să zicem că e obosit după campanie, mai vedem zilele astea. Și în afară de asta, societatea asta divizată, care a votat diferit duminică, a mers la lucru, o zi obișnuită și viața continuă. Până la următoarele alegeri. Până vor veni la vot, dar așa funcționează democrația sau altfel, sau există altfel de democrații. Și vreau o analiză, un comentariu din partea ta, Iulian Groza, de ce nu avem felicitări clare, spuse răspicat, din partea unui candidat care a pierdut? Din cauza că candidatul nu este independent. Dumnealui reprezintă, a fost un candidat propulsat de Partidul Socialiștilor. Și dacă ne uităm pe discursul președintelui Partidului Socialiști, vom vedea că el vine pe contrasens inclusiv cu ce a declarat domnul Stoianoglu în noaptea zilei de alegeri. Dumnealui nu este un candidat, nu este un politician care și-a dezvoltat cariera politică și și-a asumat și și-a acumulat sprijinul popular de sine stătător. E clar că în aceste alegeri prezidențiale dânsul a fost sprijinit de Partidul Socialiștilor, care este un partid pro-rus și care face concurență cu Gruparea Criminală Șor. Și o parte din votanții domnului Stoianoglu, din păcate, au fost cei care au fost cumpărați de Șor. Lucru despre care și domnul Stoianoglu a ezitat, a ratat să spună, să se disocieze în perioada alegerilor, în perioada campaniei electorale. Lucrurile s-au schimbat un pic inițial în ziua alegerilor, când domnul Stoianoglu a recunoscut că există anumite nereguli și a făcut referință la autorități care trebuie să-și facă treaba. Dar și în același timp a făcut același lucru și în seara când au fost anunțate rezultatele preliminare. Deci, după mine, domnul Stoianoglu, spre deosebire de Maia Sandu, nu este un politician neapărat care are un punct de vedere, o poziție care conduce grup politic. Dumnealui s-a anunțat ca și candidat independent, ca om al legii, da? Propulsat de Partidul Socialiștilor, care nu a reușit să coaguleze opoziția așa cum a fost inițial programat această intenție a dumnealui. Mai există o întrebare foarte importantă care s-a pus zilele acestea și am tot încercat să aflu de la analiștii care s-au perindat în studioul Euronews România de la Chișinău. În Republica Moldova
A câștigat Alexandru Stoianoglu. Am văzut această narațiune care vine din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. El este adevăratul președinte. Cum explicăm faptul că în Republica Moldova a câștigat Alexandru Stoianoglu și, prin urmare, dânsul ar trebui să fie acum în Palatul Prezidențial și nu Maia Sandu, Alexandru Eftode? Iarăși o să zic, ei și ce, s-a schimbat legea și nu ne-a spus nimeni. Alegătorii din diaspora sunt cetățeni moldoveni care au votat. Alegătorii din diaspora trimit bani acasă și sprijină rudele de aici. Alegătorii ăștia care au votat în diaspora duminică sunt oameni care circulă, stau o parte din timp aici, o parte din timp în străinătate. Au familii, unii stau acolo, alții stau aici. Și da, Alexandru Stoianoglu a câștigat în Republica Moldova la limită, o limită foarte mică, dar nu e nicio problemă. Faptul că Maia Sandu a câștigat votul diasporei, cu atât mai bine. A câștigat votul diasporei, diaspora este partea cea mai, cum să zic, mobilă a societății, cea care mișcă lucrurile înainte. Dacă s-ar fi aflat aici, ar fi mișcat lucrurile mai repede, poate aici. Le mișcă în alt fel, de acolo, iată, prin vot, e absolut ok. Mai e un aspect și încerc scuze că întrerup, foarte interesant. Eu am văzut o hartă pe care am văzut-o pe site-ul Europa Liberă și care arăta o chestiune destul de ciudată. Raioanele din Est erau împărțite cumva aproape în mod egal, cele din Nord, și vorbesc de cele de la granița cu Uniunea Europeană cu România respectiv. Deși beneficiază de fonduri europene, acestea au votat un candidat nu care este tranzacțional. Nu e. Adică, nu e tranzacțional. Uite, a venit Uniunea Europeană și a dat banii, votăm așa. Pe partea elaltă poate fi tranzacțional dacă are dreptate. Pe partea elaltă unde? Dacă are dreptate, dacă au dreptate autoritățile care spun că gruparea Șor, rețeaua, Moscova a cumpărat alegători. A cumpărat între ghilimele, dar acolo e tranzacțional dacă așa s-a întâmplat. Pe partea astălaltă nu. Uniunea Europeană are o mică problemă în a-și face eficient, în a-și transforma ajutorul ăsta pe care îl dă în voturi, în sprijin și așa mai departe. Adică nu comunică suficient de bine? Probabil că nu comunică suficient de bine la nivel foarte local și nici autoritățile de la Chișinău, puterea în frunte cu Maia Sandu, n-a comunicat suficient de bine. Ăsta e un lucru pe care îl spune toată lumea, că n-a comunicat suficient de bine. Îl admite și Maia Sandu. Exact. Nu a comunicat suficient de bine cu oamenii, cu alegătorii. Și nici Uniunea Europeană n-a făcut-o. S-au perindat la Chișinău atâția miniștri, prim-miniștri, miniștri de externe, președinți și așa mai departe, dar au venit să comunice cu autoritățile. Unii au rostit discursuri aici și acolo, dar probabil că Uniunea Europeană, dacă vrea să transforme acest sprijin în voturi și în inimi câștigate și așa mai departe, ar trebui fie prin cooperare cu autoritățile de la Chișinău sau altfel să comunice direct cu acei oameni cărora le este destinat acest sprijin. Și care în special în Găgăuzia, da, Iulian Groza. Eu cred că noi trebuie să fim corecți și cinstiți în a înțelege rezultatele acestor alegeri. Și faptul că autoritățile trebuie să demonstreze sau nu anumite regularități pe care noi cu toții le-am văzut. E un lucru. Dar faptul că presa liberă și-a făcut treaba și mai bine. O, și aplaudăm. Și ne-a confirmat cum exact se fraudează și cum se cumpără voturi și pentru cine trebuie să voteze, lucrurile astea tot nu trebuie să le punem sub preș. Și atunci, când vom înțelege aceste lucruri, atunci vom înțelege și anumite rezultate pe care le-am avut în aceste alegeri prezidențiale. Dar, iarăși, din capul locului, Republica Moldova e reprezentată prin teritoriu, populație, și prin calitate de a fi suverană. Cetățenii Republicii Moldova sunt, de fapt, exponenții puterii suverane a Republicii Moldova. Și Republica Moldova nu este prin teritoriu, dar este în noi. Fiecare din cetățenii Republicii Moldova reprezintă țara noastră. Și indiferent unde trăiesc ei, la nord, la sud, în țară, în Transnistria sau în Găgăuzia, sau la Otava sau în Moscova, ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Este Republica Moldova. Și eu cred că e important să înțelegem acest lucru. Un alt element important, iarăși, nu trebuie să-l analizăm superficial. Acesta este al doilea narativ propagat de Rusia.
și de opoziția lor, care a preluat liniile de directorii anunțate de doamna Zaharova exact o oră jumate în urmă. Dincolo de elementul de divizare, elementul de separare a țării în cei care sunt în afară și cei care sunt în țară, este al doilea narativ propagat, preluat foarte ușor de propagandiști ruși și de opoziția de care a pierdut. De văzut cum va reacționa puterea de la Chișinău, autoritățile din Republica Moldova. Nu este prima dată, Vitalia, când se face acest lucru. Domnul Pentru că Dodon, trebuie să demonstreze. Domnul Dodon în 2016, în campania în turul 2, în 2020, în turul 2, exact asta a zis. Diaspora este paralelă. Dar, Iulian Groza, ești de acord că Federația Rusă face asta și găsește momente unde să bage niște narrative exact, acolo unde există fisuri. Exact. Și dacă există aceste fisuri, atunci am dorit să vedem și din partea autorităților de la Chișinău. Nu neapărat mai doar din partea autorităților. Societatea noastră trebuie să aibă rolul său. Și eu cred că dacă ne uităm pe această campanie electorală și ne vom vedea nivelul de mobilizare a societății, care a fost precedent, exemplar, asta arată că societatea noastră are un rol important, inclusiv societatea civilă, mass media, nu este mai puțin importantă decât autoritățile. Deci toți împreună au făcut un efort în așa fel încât să avem un rezultat de care să ne bucurăm noi și să ne bucurăm toată lumea. Ce urmează? Pentru că sunt alegeri parlamentare anul viitor și ne întrebăm dacă va mai fi menținut parcursul pro-european. Va fi al treilea val. A treia operațiune de ingerință internă în Republica Moldova a Federației Ruse și a culiselor săi. Acum va depinde foarte mult în ce măsură noi aici ne vom învăța lecțiile. Eu cred că cetățenii, nu doar că au învățat o lecție, dar cetățenii astăzi înțeleg mult mai bine de unde vine pericolul și cine sunt reprezentanții acestui pericol în Republica Moldova. Eu cred că în această perioadă, în campania electorală, am văzut deconspirare de foarte multă lume, care anterior cumva erau... Și care sunt partidele pro-europene? Pentru că mă tot întreabă colegii mei de la București, care sunt în condițiile în care se vorbește foarte mult de faptul că e foarte greu de crezut ca partidul Maia Sandu, care a fost fondat de Maia Sandu, va mai avea majoritatea în Parlament? Partidele pro-europene trebuie să fie acelea care nu doar vorbesc despre opțiunea europeană, dar acționează ca atare. Și evident că o altă lecție pe care noi tot am învățat-o astăzi, și asta nu este, cred că, o problemă noastră doar în societatea noastră, dar există un nivel foarte scăzut de încredere în partidele politice, în toată lumea. Și în România este la fel. Și asta este o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm ca și societate. Dar eu cred că pe valul acestor alegeri prezidențiale, am văzut foarte mulți candidați, am văzut foarte multe partide politice care s-au avântat în această cursă electorală. Fiecare din partide politice existente și oameni din societatea asta care nu sunt politicieni, eu cred că fiecare din noi și-au făcut analize și vor face analizele. Dincolo de faptul că autoritățile trebuie să facă tot posibilul ca schemele și operațiunile de agresiune hibridă folosite de Rusia să nu funcționeze sau să funcționeze mai puțin decât au funcționat acum. Vedem dacă reușesc. Și aș vrea să... Și încă un element important. Elementul cetățenii. Unitatea în societatea noastră este foarte important. Și să nu permitem celor care încearcă să ne dezbine să... Chiar dacă avem viziuni diferite. Chiar dacă există voturi exact, diferite. Da. Exact. Alexandru Eftode, am auzit politicienii Maia Sandu în special, vorbind despre anumite promisiuni și despre felul în care se vor schimba lucrurile după aceste alegeri. Voi ca jurnaliști, tu ca un jurnalist cu foarte multă experiență, ce așteptări ai concret de la acești politicieni, astfel încât să nu ne trezim în prag de alegeri parlamentare, că vorbim despre aceleași lucruri? Și anume, nu au fost suficient de bine comunicate anumite lucruri bune făcute de Uniunea Europeană. Multe fake news-uri care se lipesc foarte bine de mentalitatea publică. Ce trebuie să facă în continuare politicienii? Păi trebuie să facă ceea ce au spus că vor să facă, atât. Eu nu am niciun fel de așteptări ca jurnalist de la ei decât să-și facă jobul, iar ce pot să le spun este că noi vom urmări ca jurnaliști dacă își fac bine jobul și le vom pune întrebări. Dar revenim puțin la ce ați discutat un pic mai devreme, alegeri parlamentare.
Alexandru Stoianoglu este candidatul Partidului Socialiștilor pro-rus, da? A luat în primul tur 26%. Ăsta e scorul socialiștilor. Și ăsta va fi scorul probabil la parlamentare, dacă nu se întâmplă nimic dramatic. Scorul de 45, da? 44 din turul 2 de scrutin se împarte. Depinde cum PAS, președinta Maia Sandu, va negocia cu alte partide care își împart acest vot. Am văzut că s-a întâlnit cu primarul Chișinăului Ion Ceban înainte de alegeri. Trebuie să vedem cum se vor desfășura lucrurile în sensul ăsta. Partide, alte partide pro-europene mari cu șanse n-au prea existat. Exponenții lor nu au acumulat în primul tur de scrutin mai nici măcar blocul împreună? Păi blocul împreună, cât a luat candidatul blocului împreună? 1% sau ceva de genul ăsta, până în 2%, cred. Deci va trebui să discute ea cu oamenii ăștia, președinta Sandu, va trebui să aibă un dialog cu alte partide. Și partidul nostru, că iarăși sunt interesat de aceste forțe, partidul nostru al lui Renato Usatăi. Este curios cum Renato Usatăi de data asta nu a spus la alegerile din 2016, le-a spus susținătorilor săi să voteze cu Dodon, dacă nu greșesc. Să nu voteze. În 2020 a spus să nu voteze. În 2016 cu Dodon, în 2020 a sprijinit-o măcar și... Asta spunea, asta am înțeles. Acum n-a zis nimic. Acum n-a zis nimic. Da, n-a zis nimic, dar e de văzut. El probabil s-a așteptat mai mult din partea Maia Sandu în 2020, n-a urmat nimic și atunci s-a supărat. Dar e de văzut cum vor evolua aceste negocieri și vedem deja cam care va fi, de exemplu, strategia Partidului Socialiștilor. Optimist sau pesimist în ceea ce privește parcursul european după alegerile parlamentare? Foarte optimist, văzând cum a votat electoratul în turul 2 de scrutin, este o validare a referendumului cu o marjă mult mai mare. Lumea și-a dat seama cât de important este, a ieșit la vot. Acum problema va fi pe partea îndeplinirii. Mingea în terenul politicienilor. Exact, justiție și așa mai departe. Trebuie văzut dacă în ultimii 4 ani s-a reușit suficient în domeniul justiției și dacă se menține ritmul, se reușește până în 2030-2029, care sunt e calendarul propus de Comisia Europeană și de autoritățile de la Chișinău. Deci va trebui lucra foarte mult. Da. Iulian Groza, optimist sau pesimist înainte de alegerile parlamentare? Eu sunt realist și sunt sigur că Republica Moldova acum are cea mai sigură șansă de a se moderniza, de a se dezvolta și de a deveni membra Uniunii Europene ca niciodată. Avem o deschidere fără precedent la Bruxelles și în alte capitale europene. Avem discuții despre calendar de aderare care ar fi trebuit să se finalizeze către anul 2028-2029. Ceea ce ar să reînscrie inclusiv în mandatul actualei președinte și mandatul actualului președinte a Comisiei Europene și s-ar înscrie inclusiv în obiectivul setat inclusiv de cetățenii în Constituția noastră. Să fim pregătiți pentru ca să aderăm la Uniunea Europeană în 2030. Noi suntem conștienți de asta. Voi, analiștii, jurnaliștii sunt conștienți. Întrebarea este dacă politicienii înțeleg și își dau seama de momentul istoric care este pus în fața Republicii Moldova. Politicienii responsabili cred că trebuie să înțeleagă. Cei care servesc interesele străine trebuie tot să-și tragă lecțiile. Dar pe de altă parte, autoritățile noastre și noi ca societate trebuie să devenim și mult mai rezistenți, mai rezilienți la interferențe externe și să fim cât mai uniți, să fim cât mai, să ne strângem rândurile și să înțelegem și să facem diferență dintre minciuni și încercări de dezbinare în a identifica ceea ce ne unește și să lucrăm împreună. Inclusiv, apropo, cu bătrânelele care au fost folosite de șor în această schemă. Oamenii au nevoie de ocupație. Asta este o lecție care este evidentă pentru toți. Noi, societatea noastră, comunitatea noastră, autoritățile trebuie să gândească și mai bine cum să ofere oamenilor ocupație, ca să nu vină alții și să le ofere scheme de piramide. Da. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză, pentru optimism și realism. Eu vreau să mă întorc în studioul de la București, la Gabi Bălașu și la invitații săi. Gabi, ai acum legătura. Mulțumesc că cursa Chișinău-București fără întârzieri via Euronews, evident,
Vă reamintesc, în platoul Euronews București, Sorin Ioniță și Andrei Țăranu, domnule profesor Țăranu, spuneam mai devreme de ceea ce a promis Maia Sandu. Sunt alte promisiuni, pe lângă cele pe care le-a făcut în primul mandat. Dincolo de acestea, vorbim și despre vulnerabilități în acest mandat? Da, marea vulnerabilitate, așa cum mă înțeleg. Menționa domnul Ioniță mai devreme despre crize succesive prin care a trecut, da, sigur, nu numai Republica Moldova. Dar... Astea au fost niște crize care au afectat întreaga societate. Dar e contextul în care te miști. Exact, context, adică ce exact, faci tu, făcut. Cum răspunzi tu la ele? Fără discuții că cel puțin în a doua criză ne referim la războiul din Ucraina, doamna Sandu și Republica Moldova ca stat au acționat extraordinar de bine. Problema, dacă vreți, întrebați care ar fi dificultățile, din câte înțeleg eu, probabil marea problemă a doamnei Sandu este partidul pe care l-a fondat și care acum este la guvernare și care o bună parte dintre promisiunile sau reformele la care s-a angajat, cel legat de justiție, de stoparea corupției, de descoperirea celor care au devalizat băncile în afacerea miliardu, multe altele nu s-au realizat. Iar așteptările populației, vedeți, totdeauna când vii așa pe un val de ăsta de încredere și așteptările societale sunt foarte mari. Oricând și societățile au din nefericire obiceiul să se dezamăgească foarte repede. Și atunci cred că aici ar fi una din marile probleme. Plus că eu în continuare cred că totuși clivajul urban-rural este un clivaj profund în Republica Moldova. El este și cultural și politic în bună măsură și din acest motiv această, să-i spunem, problemă, această schimbare va fi trebuit să fie făcută relativ repede. Din fericire, acum doamna Sandu are legitimitate foarte multă. Probabil că va avea și sprijinul necondiționat a statelor din Uniunea Europeană. Am văzut declarația doamnei von der Leyen. Și în condițiile astea ar putea rapid să înceapă procesul de reforme, care e dureros, dar care probabil va fi înțeles. Adică mai bine faci ceva decât nu faci nimic. Da, cum se poate eroda din interior? Domnule Ionițe, clivajul despre care vorbea domnul profesor, nu cumva, oarecum a fost, să zicem, cel puțin limitat, pentru că mă gândeam la o comparație, clivajul între rural și urban. Pentru că mă gândeam la o comparație între România și Republica Moldova. Și România a trăit foarte mult timp din remitențe, din banii trimiși din afară, de românii care lucrează în diaspora. Și în general, ce au făcut oamenii? Și-au construit case undeva pe terenurile moștenite de la părinți. Și atunci mă gândesc că a compensat cumva. Și au văzut și cei din mediul rural că există bunăstare cu bani câștigați în Uniunea Europeană. Da, au văzut. Deci asta ce ne spune? Că nu e un argument. Până că nu e un argument cu clivajul urban-rural, da. Că pentru că banii, dacă ei să vină, au venit pe... Lumea a plecat de peste tot și când trimit înapoi, ei sunt peste tot. Sunt și acolo unde erau femeile acelea din schema lui Șorcă, și ele aveau copii. Și ștampila tot unde vor unii se duce. Da, într-adevăr, eu cred că a fost un management al așteptării foarte... Mă rog, puțin neglijent, să zic. Adică ei și-au crescut așteptările data trecută, pe care sigur că nu le-au putut îndeplini, în special astea simbolice, dar și mai puțin simbolice, justiție, anticorupție, adică așteptările oamenilor erau imense și într-adevăr acum se reproșează o grămadă de lucruri că s-a mers încet. Și lumea, într-adevăr, e primul lucru pe care l-auzi. Când mergi prin sate, vorbești și cu alu Maia Sandu și că ea care sunt contra alu Maia Sandu, același lucru spun. Păi cum? Că uite, s-a zis că s-a făcut. Da, dar ea nu mai sunt la butoane. Deci, da, nu i-ai prins, au fugit, justiția merge greu, dar sunt fugiți. Nu mai sunt la minister și nu mai manevrează fondurile publice. Adică e un pas înainte. Aș vrea să mă întorc un pic totuși la limbajul ăsta care mi se pare, la narativul ăsta foarte periculos cu cele două Moldove. Clivajele, polarizarea acum, ca
niciodată, vai de mine, să rupe țara în două, Moldova. Păi n-ați spus și cineva așa. Și la noi că sunt mai multe stați români? Stați un pic, păi nu, că o parte vin de la București. Nu. Acum, Moldova, sunt câțiva editorialiști la București care împing asta foarte tare, sunt câțiva și la Chișinău care împing asta foarte tare și nu neapărat că au copiat de la Maria Zaharova, deși se potrivește cu ce spun rușii. Dar este așa un fel de povestioară comodă de fotoliu care merge oriunde, oricând poți să spui că e polarizarea mare, vai de mine să ia lumea de păr. Dar este adevărat? Cum ai măsurat polarizarea acum că e mai mare? De unde și până unde? S-a bătut cineva? Au făcut ceva? E mai mare polarizarea decât la criza din 2009-2010, micul Maidan moldovenesc, când a dat guvernul jos, au murit oameni în stradă sub Plahotniuc, nu era polarizare, adică eu cred că oamenii n-au fost în Moldova să vadă ce... Și atunci erau două tabere, da, care erau clare. Acum sunt mult mai multe tabere. Este și usată, e ăsta care fură voturi. Adică nu este chiar atât de simplu și mi se pare că este pur și simplu o poveste leneșă la pe care mulți o îmbrățișează. Nu cumva e vorba și de mobilizare pe mai multe tabere? Mai este o linie narrativă. Vai de mine, radicale ăștia de la PAS. Stau să rupă țara, au fost talibane, au fost radicale, au făcut adres. Umbli până sate și lumea exact alea reproșe. Că n-ați făcut, bă, că unde sunt, că de ce nu i-ați prins mai repede? Deci este exact opusul ce s-au specializat să scrie câțiva la noi, da? Care n-au calcă pe acolo, și câțiva de la Chișinău interesați, și o țin langa cu cele două Moldove sunt și sunt așteptări mari până la urmă. Păi știu, dar n-are nicio legătură cu această poveste, care e complet perpendicular. Bine, e adevărat că s-au îmbunătățit. Nu spunea transparență. E vorba că tot ce se spune este în răspăr cu faptele. Nu, vorbeam de altceva. De ritmul lent al reformelor, de persistența corupției. Dar în fine, asta nu e percepută direct la care persistența corupției? Hai să o luăm și pe asta cu persistența corupției. Care ministru a mai fost corupt în ultimii 4 ani în Moldova? Care demnitar în funcție se poate compara cu ce era cu 5-6-7 ani la vârful politicii de la Chișinău? Păi a spus domnul profesor mai devreme, nu cumva o să vină partizanii socialiștilor, să spunem, cei care încearcă să promoveze acest narativ cu această polarizare și să spună, păi da, păi nu s-au făcut progrese în justiție, iată ce s-a întâmplat acum. De ce ne luăm noi după ei și repetăm chestia asta la București? Asta este întrebarea mea și mie mi se pare că lucrurile se îndreaptă periculos între să copiază așa un fel de trumpist de ăsta populist, că ai, domne, Moldova asta elitelor cu diaspora, care ăștia-s mai europene, lui Maia Sandu, și vai de mine, Moldova săracă, care e adevărat un orod și care dă nevoie a lua bani. Cam am auzit pe cineva care justifica că era clipulețul ăla cu femeia bătrână care zicea că pentru lemne. A demonstrat cineva că ăia care au luat bani sunt mai sărași decât ăia care n-au luat bani prin satele Moldovei, că sunt de amândoi. Mie mi se pare o palmă pe obrazul votanților cinstiți din Moldova să spui că v-am luat de nevoie. Dar mie mi se păreau destul de confortabile femeile alea din schema lușor, pe care le-au filmat jurnalul de gardă. Păreau sărace, că n-au ce mânca. Păi nu știu, mi-amintesc de un discurs, de un narativ și de la noi cu bunăstarea care umbla liberă pe străzi. Deci chestiile astea sunt niște clișee, dar sunt niște clișee periculoase pentru că au implicații și le înghițim pe nemestecate, fiindcă ni le spun 2-3, da? Care sunt, din care unii le spun spontan, că așa li se pare lor, că altceva nu știu să spună, și alții le spun interesat. Scurt, domnule profesor, deși ar trebui să vorbim încă 3 ore de aici încolo, pentru că vorbim despre scrutinul palpitațiilor. Să analizăm ce de asta v-am, chemat, dar mai sunt în capul nostru că exact. Da? Scrutinul palpitațiilor, cel din 2025. Nu ne gândim acum la scenarii. Poate cine știe, pe un val de simpatie se gândește președinta în exercițiu să organizeze alegeri anticipate, să forțeze alegeri anticipate. Dacă există un val de simpatie, acolo sunt calcule reci. Dar, dincolo de această victorie a Maiei Sandu, la ce să ne așteptăm? Vorbea și Vitalie mai devreme. Cum se formează majorității acolo? Se spune că PAS, tocmai ce ați menționat, a pierdut sau n-a mai turat motoarele. Sunt personaje care au fost înlăturate și au revenit în față, în partid. Vă referiți la Spânul?
Exact. Păi hai să zicem pe nume, ce o tot dăm pe după Cireș și așa. Bun, dar ca să ne întoarcem, hai să ne uităm. Am avut acum un succes, care este Galmai Sandu și, în ultimă instanță, și Gal Pasului, care a fost partidul care a susținut această campanie electorală. Asta nu înseamnă însă că acest succes a fost un succes definitiv. Este un succes de etapă, este un succes foarte important, cel puțin faptul că trecut la limită, referendumul va impune schimbarea Constituției în următoarele luni, ceea ce va da un impuls important societății din Republica Moldova. Pe de altă parte, ideea că nu există dialectică în societate și că nu există niciun fel de, cum să spun, discuții în interiorul societății moldovenești și sau românești și sau americane și că diviziunile astea se rezolvă doar așa prin exercițiu democratic, îmi pare rău, nu prea îmi vine să cred. După cum vedeți, sigur, din fericire nu avem violențe și nu am avut violențe. Dar asta nu înseamnă că nu există o violență simbolică foarte puternică, că nu există, fără îndoială, o influență uriașă a celor de la Est în politica Republicii Moldova, care se face prin proxy sau chiar direct. Mulțumesc. Practic, ceea ce vorbeam la începutul acestei intervenții, și am spus așa metaforic, acolo nu a fugit pământul de sub picioare. Nu le-a fugit moldovenilor. Însă, la propriu, a fugit în altă parte pământul de sub picioare. Spania se confruntă din nou cu un cod roșu de furtuni. Sunt vizate zone din nord-estul Spaniei, printre care și orașul Barcelona. Locuitorii orașului au primit pe telefoane mai multe avertizări de la autorități. Oamenii au fost rugați să nu iasă din case sau din clădiri în care se află și să nu circule prin oraș în perioada ploii torențiale, nici măcar pentru a-și lua copiii de la școală. Agenția Națională de Meteorologie din Spania a emis o alertă roșie de pericol extrem pentru Barcelona. Din cauza vremii nefavorabile, zborurile de pe aeroportul El Prat au întârzieri. Totodată, ploile afectează și mersul trenurilor din Spania. Societatea Națională a Căilor Ferate Spaniole a decis să suspende serviciul pe mai multe linii. A existat ca un fel de raw alert, o alertă de la Protecția Civilă, care a venit pe telefon și care a zis așa: precipitațiile sunt foarte intense, recomandările noastre sunt să evitați să mergeți cu mașina sau cu autobuzul sau să vă mișcați prin oraș, să țineți minte că școlile sunt în siguranță, nu mergeți să luați copiii de la școală și de asemenea se recomandă ca oamenii să rămână la birou, să rămână în locurile în care muncesc. Totuși, riscul ca orașul să ajungă sub ape, cum s-a întâmplat în Valencia, este mic. Lumea este îngrijorată văzând și ce s-a întâmplat în alte zone ale Spaniei, dar subliniez, ploaia nu a fost atât de lungă durată, astfel încât să însemne ceva în Barcelona. Orașul Barcelona, el este pe deal. Sunt vreo două cartiere care sunt mai aproape de mare și sunt mai jos, dar în general Barcelona fiind pe altitudine, cred eu, la câte observ, că dacă nu plouă mai mult de o zi, două, ceea ce nu s-a întâmplat de când locuiesc aici, e greu de crezut că se poate ajunge la ce am văzut noi în Valencia. Cred că e mai mult o problemă de canalizare decât neapărat de ploaie. Canalizările nu sunt în Barcelona, nu sunt făcute să plouă, pentru că în general plouă foarte, foarte rar, istoric vorbind. Inundațiile de proporții care au avut loc săptămâna trecută în sud-estul Spaniei s-au soldat cu cel puțin 217 morți. Zeci de oameni sunt în continuare de negăsit. Așa că autoritățile spun că numărul victimelor ar putea crește. În localitățile afectate, sinistrații spun că au pierdut tot ce au agonisit și cer cu disperare ajutor. Peste 100.000 de voluntari au venit în ajutorul sinistraților. Da, și mă întorc la invitați cu acest subiect. De fapt, vorbind despre tragedia de acolo, domnule Andrei Țăranu, dar și despre cum au acționat autoritățile. Și vom extinde, pentru că e un film pe care l-am mai văzut. L-am văzut recent și la noi. Acel mesaj, cum este la noi, RO alert sau S alert, cum este în Spania,
care, spun oamenii, vine prea târziu sau oamenii nu sunt avertizați sau nu iau în serios până la urmă anumite mesaje. Dincolo de acestea vedem dezastru, iată-l și pe fundal. Da, se întâmplă ca acum o săptămână jumătate să fi fost în Spania și să mă fi întors în duminica cu două zile de evenimentele dramatice de la Valencia. Și trebuie spus că da, a început să plouă în toată Spania, iar eu, deși cetățean european, n-am primit nicio alertă de furtună sau alertă de vreme rea, cum, iată, se întâmplă deseori în România. Că vine mai târziu, că se întâmplă în vreun fel sau în altul, până la urmă în România au venit aceste alerte. Înțeleg că în Valencia au venit foarte târziu și deja lucrurile erau scăpate de sub control. Adică inundațiile au început să ajungă în oraș pe la ora 10-12 ziua, dimineața. Alertarea a venit undeva la 3 după amiaza. Adică deja era o distanță temporală suficientă. Cei mai mulți au murit, așa cum ați văzut, din cauza, să-i spunem, neînțelegerii fenomenului. S-au dus în garaje să-și ridice sau să scoată mașinile acolo și au murit acolo înnecați, pentru că a venit apa dintr-o dată pe stighei. Sigur, e o întreagă poveste cu geografia regiunii, cu munții aia care nu rețin apă, nu o să intrăm aici. Dar da, ăsta e motivul pentru care cetățenii din Valencia au fost foarte revoltați, au aruncat cu noroi în familia domnitoare sau l-au fugărit pe primul ministru. Nu s-a mai întâmplat același lucru în Barcelona. Deja autoritățile din Catalunia au fost mult mai atente cum să comunice cu cetățenii, deși fenomenul nu mai era de amplitudinea și de anvergura celui de la Valencia. Da, sunt unii pe la noi care spun am scos țara din noroi, acolo e complicat până la urmă, domnule Ioniță. Nu ne referim la cei de aici, e campanie, nu? E o dilemă totdeauna cu avertizările astea timpurii pe telefon, pentru că pe de o parte vrei să le dai mult des și din vreme ca să ieți orice și ca la noi spunem, domne, da, ne și panicați. Asta e în contrapartidă cu faptul că lumea nu le mai ascultă. Deci de ce dai mai multe și mai des, de aia apare fenomenul Petrică și Lupul și nu știi cum să le faci. Și dacă ți le dă ce faci, aici a fost un eveniment odată pe secol sau de două ori pe secol și oamenii în general învață din experiență. Acum spuneți că și dumneavoastră ați primit și eu mai primesc și dacă primesc ce fac? Nu fac absolut nimic. În Valencia mai fost tragedia în 57, în fine. Bine, din 57 nu mai sunt cei de atunci, sunt alte generații acum. Deci este foarte greu, dar asta e o chestie serioasă și dacă ești autoritate, nu prea știi cum. Că dacă dai la orice avertisment de ploaie și ploaia nu-i matematică, câteodată vine sau nu vine în ciuda avertismentului și atunci lumea a treia oară nu te mai ascultă, începe să te înjure, că le dai prea des. Ceea ce se și întâmplă în România. Deci aici ești, între astea joci și sigur, ele au utilitatea lor, lumea trebuie să știe, măcar să te ferești să faci activități foarte riscante, foarte riscante, pe nu știu, să te duci, să alergi pe câmp sau ceva, să te lovească trăznetul. Dar în rest, mă rog, cred că trebuie făcut mult mai mult pentru pregătirea antidezastru și ar trebui să învățăm de la cei care o fac bine, scandinavii sau est-asiaticii, japonezii. Înseamnă mult mai multe, înseamnă exerciții, înseamnă nu, așa că îmi dă pe telefon din când în când și lumea se hlizește și continuă să bea bere la cărciuma. Și urcă asta la înseamnă etaj. Pregătire da, antidezastru. Dacă nu știi ce să faci atunci când se întâmplă. Dacă n-ai făcut exerciții și dacă nu ești pregătit. N-ai. În Washington DC sunt colegii mei, Marijan Ion și Silviu Calangiu. Bun găsit! Aici este bună seara, acolo, nu știu, cred că este prânz, da? Nu mă înșel. E bună ziua! E bună ziua! Bun găsit tuturor! E bună ziua! E ora 3 după amiază. Bun găsit tuturor! Bun, haideți să începem discuția, pentru că aș vrea să vedem care este atmosfera acolo. Spuneam mai devreme, sunteți la Capitoliu, da?
Capitoliu este locul, mi-e încărcat de semnificație, pentru că e locul în care, în anul 2021, pe celebru data celebră de 6 ianuarie, susținătorii lui Donald Trump au venit să arate întregii lumi că ei nu recunosc rezultatul votului. Deci e o clădire plină de semnificații democratice, dar totodată, din același motiv, a fost atacată. Nu știu cât se vede în spatele nostru, se văd măsurile de siguranță, pentru că întreg Washington DC este acum plin de forțe de ordine, de agenți Secret Service. Aici la Capitoliu și la Casa Albă, de altfel, unde am fost mai devreme, au apărut gardurile. Și undeva în spatele nostru, nu știu dacă reușește Alex să vă arate în momentul de față, se vede scena pe care o pregătesc administratorii clădirii pentru inaugurarea din luna ianuarie. Pe 20 ianuarie se termină mandatul lui Joe Biden. Iar despre atmosferă, ce să vă spunem? Lumea este într-o expectativă aici, oamenii sunt foarte liniștiți, mai puțin vocal decât în alte dăți, asta din cauza faptului că le este puțin teamă să-și exprime liber opinia. Vorbeam mai devreme cu câțiva localnici care spuneau că, spre deosebire de 2020-2016, de data asta nu prea ieși așa cu pieptul deschis să spui eu votez Harris sau eu votez Trump, pentru că lumea e foarte împărțită și nu știi cu cine stai de vorbă. Dar așteptările sunt mari, oamenii vor să vadă cine va învinge în cursă, ei speră că vor afla mâine seară, noi o să vedem, pentru că numărătoarea durează și s-ar putea să nu aflăm atât de repede, mai ales că marja este foarte, foarte mică, vorbim de zecimale. Da, și ne-am tot uitat pe sondaje, inclusiv în ultima oră. Eu am aici am Projects 538, care este o platformă a postului ABC, care este de fapt un agregator de sondaje, un fel de poll of polls, și am tot urmărit evoluția disputei între cei doi candidați. Ei bine, astăzi la 2:15 ora noastră, deci 9:15 în România, Kamala Harris a reușit să pună un punct procentual între ea și Donald Trump. Deci un agregator de sondaje, așadar, o unealtă, un calcul care ține cont de toate sondajele făcute, de metodologiile prin care s-au făcut toate acestea, ne arată acest lucru. Marijan, în schimb? Eu susțin că e bine să urmărim celebrul PBS News NPR Marist. Acest sondaj îi plasează la 4 puncte diferență, Kamala Harris fiind în fața lui Donald Trump cu 4 puncte, adică 51-47. Dar vom vedea... Vom vedea, în orice caz, bătălia se dă, cum spunem noi în limba română, se dă la baionetă și se dă în cele 7 așa numite swing states. Mai ales în cele 7 swing states. Mai ales în cele 7 swing states, în Pennsylvania, Carolina de Nord, Wisconsin, Michigan, Arizona și Nevada, unde diferențele nu doar că sunt în marja de eroare, diferențe între Kamala Harris și Donald J. Trump, dar sunt undeva sub un punct procentual. Mai ales în Pennsylvania. Mai ales în Pennsylvania. Acolo este bătălia foarte mare, acolo sunt 19 electori și ambii candidați și-au concentrat atenția foarte puternic în această campanie asupra acestui stat. Bun. De altfel, așa cum... Nu știu dacă mă auziți, dacă nu cumva e ca pe vremuri. Da, Gabi, te rog. Cu plajul. Da, da. Nu, e în regulă, ne auzim. Bun, vorbeam mai devreme, încercam să ne facem o imagine asupra atmosferei de acolo și asupra a ceea ce speră oamenii, pentru că, până la urmă, discutăm despre un alt tablou al electoratului american și spuneai tu mai devreme, Marijan, că oamenii nu își mai pun în peluze banere sau cum făceau pe vremuri. Își exprimau liber opțiunea politică. Da. Asta este, aici suntem in the land of the free, în țara celor liberi, și oamenii erau obișnuiți în trecut să spună liber cu cine vor vota. Există un obicei aici de a pune niște pancarte pe peluză în fața casei, în care pe pancartele astea scrie numele candidatului preferat, candidatul la prezidențiale și, bineînțeles, al vicepreședintelui. Noi am văzut în zona în care locuim, este undeva lângă Eastern Market, în sud-estul Washingtonului, am văzut câteva pancarte
Harris, Waltz, dar nu foarte multe. Și tot așa, vorbind cu localnici, am întrebat de ce nu se întâmplă chestiunea asta, de ce oamenii nu mai arată public susținerea. Răspunsul a fost pentru că societatea este ipocrită și pentru că ne este teamă să nu ne învrăjbim vecin cu vecin, colegi de muncă și așa mai departe. Localnicii care vorbeam ne-au spus, deci noi am văzut câteva pancarte Harris Waltz, deci albastre. Localnicii care vorbeam ne-au spus că dacă facem un drum către periferie, vom găsi și pancarte cu Trump și vicepreședintele său. De altfel, așa cred că și putem împărți votul, pentru că în marile centre, în zonele centrale, avem albastru, iar către periferie se duce spre roșu. Exact, așa este în toate orașele. Asta am observat și ieri când am fost în New York, în Manhattan. Nu am reușit să găsim niciun susținător al lui Trump, însă toată lumea ne-a spus că Bronx, Queens, Staten Island, adică periferii, dacă încercăm să căutăm acolo, vom găsi susținători. Păi, și atunci vă întreb alt lucru. Cum a promis? Cum poate să promită? Și vorbim așa de mesajele politice, mesajele de campanie din ultimele ore, înainte de alegeri. Cum au comunicat politic cei doi candidați și fac trimitere către ultimele discursuri în care Kamala Harris a promis facilități fiscale. Pe de altă parte, Donald Trump promite o nouă eră de aur. Ne-am uitat și noi la... Mă ierți un picuț. Ne-am uitat și noi la ultimele meeting-uri de susținere ale celor doi candidați. Chiar am urmărit azi noapte până târziu și pe Kamala Harris și pe Donald Trump. Și am observat că nu s-au îndepărtat foarte tare de retorica pe care au avut-o până acum, ci din contră au apăsat și mai mult pe afectiv. Este un vot emoțional acesta. E un vot emoțional spre deosebire de anii trecuți, când americanul vota foarte pragmatic. Pentru el contează taxa, dările casei, taxa de școală, de școlarizare a copiilor, contează cât costă galonul de benzină, contează cât costă mâncarea în supermarket. Pentru asta, adică în modul ăsta își creionează americanii opțiunile electorale. De data asta... Cel puțin și le creionau, pentru că da, de această dată, cel puțin tabăra republicanilor, tabăra pro-Trump votează fără a mai ține cont de toate aceste raționamente. Și tot legat de meeting-uri și de discursurile celor doi, remarcam Marijan mai devreme într-o discuție, în momentul în care pregăteam live, Kamala Harris nu a rosit ieri numele lui Donald Trump. Da, deci puțin strategia echipei democrate s-a modificat pe ultima 100 de metri înainte de alegeri. În toată campania a existat așa un schimb de replici destul de dure de la stânga la dreapta și invers. Mai degrabă de la dreapta la stânga și invers. Însă în meetingul de ieri, Kamala Harris nu a rostit numele lui Donald Trump și a vrut să sublinieze faptul că ea nu dorește ca electoratul democrat să voteze împotriva a ceva sau a cuiva, ci pentru. Ea dorește un vot pozitiv. Probabil că din calculele echipei sale de campanie a rezultat că mesajul negativ nu este unul care să prindă la electoratul educat, că și asta s-a schimbat. Electoratul democrat este unul educat, cu venituri confortabile. Deci acest mesaj negativ nu prinde la acest tip de electorat. Și dacă vorbim despre ținere, Silviu, te rog, numai puțin dacă mă auzi, dacă vorbim despre un electorat reținut, cum vedem alegătorul american în contextul acelor watching party? Da, avem aici două atitudini diametral opuse. Pe de altă parte, să știi că americanii votează, m-am uitat la ultimele runde de alegeri, cam 6 din 10 americani ies la vot. Ori dacă nu ies la vot, o fac pentru că ei au această posibilitate aici, pentru că buletinul de vot se poate trimite și prin corespondență. Ei au această posibilitate, trimit votul prin corespondență sau se duc și votează anticipat. De dimineață erau aproape 80 de milioane de cetățeni care votaseră anticipat. Ca să-ți faci o idee, în 2016, nu pun 2000,
2020 pentru că a fost pandemia și au ieșit peste 100 de milioane, au votat peste 100 de milioane de oameni în acest fel. Dar în 2016 au fost undeva în jur la 47 de milioane cu totul, așadar o creștere de 40%, sigur alimentată de ceea ce spuneam că s-a întâmplat în 2020. Pe de altă parte, și imediat îți dau ție, Marijan, legătura, vorbeai despre aceste watching parties. Americanii tratează alegerile ca pe entertainment. Americanii își fac rezervări în localuri, în baruri, în restaurante, merg să urmărească împreună. Ne-am uitat și noi pe lista barurilor din DC. Kamala Harris vine în Washington DC, tot pentru un watching party. Dar este la o universitate, Howard. Nu la un bar. Da. Da. Te rog. Nu. Ideea este că în aceste watching parties, de regulă, oamenii se reunesc după, cum să zic, opțiunile electorale. Nu veți vedea un bar în care să se adune democrați de o parte, republicani de o parte, pentru a exista incidente. Poliția și încearcă să evite așa ceva. Și știi de ce fac asta? Răspunsul l-am primit ieri, dacă ții minte, cât ne-am plimbat prin Times Square, prin New York, pentru că deși oamenii s-au declarat dezamăgiți de unul dintre candidați sau de altul, au avut totuși puterea să vorbească despre discuții comune, despre stat la masă alături de acel vecin despre care spunea Marijan că a votat poate cu celălalt candidat față de cel pe care îl susții tu. Există o cultură a dialogului și credem că această cultură a dialogului se va perpetua. Pe de altă parte, există și temeri. Există temeri că una dintre părți ar putea accepta înfrângerea, cealaltă nu. Da, vă mulțumesc foarte mult, vom reveni la voi, pentru că sunt momente importante și sunt de dezbătut. Ne întoarcem în platou la Andrei Țăranu și Sorin Ioniță. Teme de campanie pe ultima sută de metri și o poziționare, un mesaj politic. Trump încearcă să își asocieze imaginea mai mult cu persoane de sex feminin, pentru că știm poveștile din trecut cu legalizarea avortului și așa mai departe. Kamala Harris încearcă să promoveze acest discurs cu foarte multe promisiuni din punct de vedere social. Joe Biden a promis la rândul său când a câștigat alegerile, pentru că tocmai acolo apare acel clivaj. Tot vorbim despre clivaj și în Statele Unite și este tot mai pronunțat. Când vorbim despre servicii publice, despre servicii de sănătate la care nu au acces cei cu venituri mici sau serviciile sunt mult sub nivelul decent. Vorbim despre servicii de sănătate care sunt extrem de scumpe în Statele Unite. De aici, de la București, nu înțelegem ce se întâmplă acolo. Dar sunt povești cu femei însărcinate care și-au pierdut viața în sala de așteptare a unui spital public din Statele Unite. Este reală. Aceasta e America. America despre care vorbea și colegii mei. America din centrul orașelor mari și cea de la periferie. Adică discursul s-a pliat, pentru că l-am văzut pe Donald Trump în urmă cu ceva vreme urcându-se într-o mașină de gunoi pentru a promova un anumit discurs. Nu știu, întrebați domnul Ioniță, el nu crede în clivaje. Nu, cred în clivajele care sunt în țara respectivă. Nu să le luăm pe alea din America, să le punem așa peste orice, că pe alea le știm. Și Moldova nu știm și atunci le împrumutăm pe alea din America. Cum să spun, fără discuții că ceea ce s-a întâmplat în ultimele două decenii în Statele Unite au produs o foarte mare divizare a societății. Nu aduceți-vă aminte de acel cuvânt care, de fapt, i-a adus oareși ce succes lui Donald Trump în 2016, și anume Obamacare. Că exact despre acest subiect, despre politicile sociale, ceea ce își dorea Barack Obama era să ofere la cât mai mulți dintre cetățenii americane acces la asistența medicală, și pentru asta era nevoie să crească taxele. Ori cei care s-au răsculat nu au fost neapărat cei care erau bogați, ci mai degrabă cei pentru care taxele mărite ar fi însemnat o problemă, inclusiv
în ideea că ar fi trebuit să reducă din alte cheltuieli, cele legate de educație sau cele legate de hrană sau cele legate de loaziri și așa mai departe. Sunt foarte multe teme, cum este cea legată de armament, cum este cea legată de avort, cum sunt cele legate de imigrație. Ucraina, de susținerea în continuare. Mă refeream întâi la problemele interne. De la cele problemele legate interne și apoi sigur, la cele externe. Problemele externe, acolo lucrurile sunt mai degrabă expuse foarte fugitiv, după cum observați. Trump spune că în 24 de ori eu rezolv toate problemele din lume, și în China, și Ucraina, și ce vreți dumneavoastră, numai să apară o problemă că noi avem soluții. Sigur că în genul ăsta de populism pe care Trump l-a susținut permanent, generează un fel de, hai să-i spunem, mesianism pe care societatea americană l-a cunoscut. Și îl mai cunoaște, iată. În timp ce Kamala Harris vine pe un discurs care merge la universități, dar nu știu în ce măsură are succes prin Rusty Belt sau prin zonele în care sunt persoanele sărace, needucate și care visează la visul american într-o altă manieră, mai degrabă de desene animate, așa. Acolo este un alt discurs, domnule Ioniță. Kamala Harris, cum se poziționează? Pentru că sondajele, în fine, au fost și acuzații că sondajele nu sunt reale și că, de fapt, reprezintă altceva și că instrumentele nu au fost folosite chiar cum trebuie și diferențele sunt, de fapt, altele. Într-o cursă atât de strânsă cum este asta, e greu să te... Adică nici sondorii nu pot să facă minuni. Colegii dumneavoastră au spus bine de acolo că avem aceste sondaje pe populația generală, dar în America nu merge așa, că nu e alegerea ca la noi. Deci trebuie să faci microsondaje, cel puțin pe state astea importante care s-au menționat. Și aș zice că totuși Pennsylvania și Michigan sunt cruciale și așa merge și campania lor, și Kamala și Trump. Te duci și vezi. Un stat ca Pennsylvania este el însuși un microcosmos, că unde ai Philadelphia e mai curând coastă de vest, tip oraș din ăsta, universitar, dar când te duci în partea elaltă și ai trecut munții, e vestul mijlociu, este zonă post-industrială unde s-au închis industrii grele, deci sunt oameni care au fost dați afară, muncitori manuali, mineri. Deci este, și vă dați seama cum îți calibrezi o campanie într-o țară în aceste state. Deci chiar nu poți să generalizezi și ei se duc în fiecare loc și am văzut că Kamala Harris a mers foarte, foarte mult în teren. Probabil ceea ce Biden ar fi putut să facă și din cauza vârstei și a mers în aceste state și trebuie să vorbești cu fermieri într-un fel, cu ei într-un fel, cu ei într-un fel. Ce este o realitate în America, într-adevăr, că de deceniu, două, acolo polarizarea e reală, se poate măsura, adică atitudinile astea identitar-politice foarte tensionate, s-au creat tabere culturale identitare, în care nici realitatea câteodată joacă distorsionat. De exemplu, pe timpul pandemiei, inegalitățile de venit s-au temperat. Că așa s-a întâmplat. Astăzi, și dacă citiți toată presa occidentală de business, economia americană e un miracol. În anul 2024 merge excepțional. Veți regăsi această chestie în imaginarul oamenilor? Nu. Și e foarte complicat să explicăm. Realitatea din teren, de fapt, că este ca alta. Și când i-ar minci, iar, da. Câteodată spune... e alta, câteodată e adevărat ce se spune. Deci, depinde de mesajul politic. Pentru că, pe de-o parte, o tabără spune că s-au creat în octombrie nu știu câte zeci de mii de locuri ceea de muncă. Ce e adevărat. Ceea ce e adevărat. Dar alții spun că este, de fapt, la un nivel destul de redus față de alții. Adevărat, dar nu trage electoral într-un anume context. Și mai mult decât atât, și aceste zeci, sute de mii, poate chiar un milion de locuri de muncă făcute din iunie până în octombrie, s-au adresat unei populații care este educată, care au început să facă bani în sectorul IT, care se duce în cyber security, inteligența artificială. Cei din Pittsburgh, că tot vorbeam despre statul Pennsylvania, unde erau marele oțelării americane,
pentru ei locurile astea de muncă nici nu... Alea nu mai vin înapoi. Exact, că nu pentru ei genul ăsta de muncă nu poate să fie înlocuită. Și aici apar aceste pungi de sărăcie care au reprezentat și reprezintă marea problemă a economiilor dezvoltate, ceea ce numim capitalismul târziu. Că vedeți, pungi de astea de sărăcie sunt și în Europa, chiar dacă sistemul nostru social este fără discuții. Păi, și am văzut opțiunea la vot și în Europa. Bine, noi avem pungi de sărăcie, sudul global e o mare pungă. Absolut, cu niște insule de prosperitate. Deci, cam scurt, pentru că avem și un material amplu, foarte interesant, și un interviu foarte interesant, de asemenea, cu trimitere către unul dintre candidați, Donald Trump. Dar aș vrea să vorbim puțin despre votul acesta prin corespondență. O creștere față de alt scrutin. Are o lungă tradiție în Statele Unite, se folosește, nu e numai pentru cei, am înțeles, sunt foarte puțini cei peste hotare, n-au o diasporă la proporțiile noastre sau ale Moldovei, sunt destul de puțini, dar se folosește mult în țară. Am văzut și o hartă, o să mai vedem. La noi încercările astea n-au prea prins sau când ai ocazia, lumea nu le folosește. Nu zic numai de România, în Europa de Est, în general, cine a experimentat. Aici mai curând se va trece direct spre votul digital, așa, dar și ăsta cu mari precauții, că acum de când cu rușii și cu atacurile ciber, parcă n-am vrea să fim... Haideți să vedem pe hartă ce spun aceste lucruri. Pentru că vedem pe diferite culori cum sunt opțiunile de vot anticipat prin corespondență. Și cifrele arată o creștere. Legislația mai diferă și de la stat la stat. Nu se votează peste tot la fel. Deci regulile sunt diferite în legendă. De la stat la stat, da. Vedem ceva, spune acest lucru, faptul că există un interes, o creștere a acestui vot prin corespondență, pentru eu că, cred că sistemul este total diferit față de ce... Încă din 2016, deși discuția este mult mai veche, s-a tot vorbit despre nevoia de schimbarea sistemului electoral american, care este un sistem învechit, cel cu electori. Și sunt foarte mulți cetățeni care și-ar dori să treacă la un sistem proporțional, în care votul lor chiar să conteze. Aduceți-vă aminte că în 2016, deși Hillary Clinton a pierdut alegerile, ea a avut cu 3 milioane de voturi în plus față de Donald Trump. La fel, Al Gore a avut 500 de mii în plus față de George W. Bush și așa mai departe. Atunci sunt foarte multe forme, multe cereri de trecere la un sistem proporțional. Motiv pentru care, cel puțin psihologic, ideea de a vota, haideți să spunem, prin corespondență, dă mai mare, simbolic, apropiere de actul votării decât cel în care te duci și votezi pentru un elector în statul tău. Pentru că, așa cum știți, multe din aceste voturi prin corespondență se dau, să spunem, în statul New York pentru statul New Jersey sau din Maine pentru Idaho sau pentru așa ceva. Pur și simplu, chiar dacă ele sunt la graniță, doar pentru a putea să votez cu numele candidatului și nu cu numele electorului. Da, promiteam mai devreme și... Era un titlu de emisiune celebru în anumiți ani, cu Viața bate filmul. Cred că și în Statele Unite, până la urmă, Viața bate filmul. The Apprentice, pelicula semnată de regizorul Ali Abbasi, a fost una dintre cele mai așteptate producții cinematografice din 2024. Filmul are în centru figura fostului președinte și candidat la președinția Statelor Unite, Donald Trump. După apariția filmului în cinematografe, echipa de comunicare a lui Donald Trump a trimis o scrisoare oficială prin care a amenințat că va lua măsuri legale împotriva producătorilor peliculei. Pretextul invocat a fost acela că filmul ar fi fals și lipsit de clasă. De cealaltă parte, regizorul iranian Ali Abbasi, scenaristul și actorii producției, susțin că totul a pornit de la un scenariu bazat pe realitate. Despre deja celebra peliculă ne-a vorbit chiar regizorul filmului, Ali Abbasi, într-un interviu în exclusivitate pentru Euronews România. Haideți să-l vedem.
The Apprentice are loc în anii 70-80 ai secolului trecut și urmărește momentul ascensiunii ca om de afacere a tânărului Donald Trump, interpretat de actorul de origine română Sebastian Stan. Alături de acesta, Jeremy Strong îl interpretează pe celebrul avocat Roy Cohn, cel care i-a insuflat lui Trump toate principiile pe care și-a construit parcursul în afaceri și politică. I think the movie doesn't need much explanation. It's been hard to talk about because I think that this is a very scary time and truth is compromised. Yeah, I don't know what's going to happen. Because like Ali says, history is happening right now as we speak. Regizorul peliculei The Apprentice, Ali Abbasi, a fost în România prezent la Le Film de Cana Bucarest. Într-un interviu în exclusivitate pentru Euronews România, Abbasi ne-a povestit felul în care acest film este sau nu un instrument politic și ce putere ar putea sau nu să aibă asupra electoratului. It depends on your definition of what's political, obviously, but it is political in a way that it deals with power structure of US politics and like power dynamics and, you know, how you gain power, how you manipulate yourself to more power and so forth. But it's not about, you know, condemning Republicans or Democrats or, you know, it's not party politics. And also, you know, I think film is a political medium. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. The audience really realizes the fact that all that Donald Trump is doing right now is something coming from Roy. Mm-hmm. Always fight, attack, attack, attack. Never admit you are losing. Always, you are always a winner. Roy Cohn was the only teacher Donald Trump had, and he gave him like this, like, you know, homework of three rules. I don't think it was that way, but I think there was a way Roy was operating, and I think, you know, Mr. Trump, he's like a sponge, you know, he around him that works and is popular, he sort of takes that in him, and he very much operates in that way. And in fact, not only him, but like the whole sort of American populist right, you know, the stuff with, you know, Roy Cohn rules, they're not that unique or original. It's sort of a paraphrase of any other fascist, you know, movement, basically, you know. They all have to do with manipulation of reality. You know, I'm sure if you know there was a better way to gain power, he would become that person. If it was a pink party, which he had to like put on a like clown hat, he would do that. You know, I mean, I think his stunts tells you everything you need to know about him. You know, the garbage man stunt. You know, I think Roy Cohn would love that. You were talking in an interview, and I liked this syntagma, about social Darwinism, right? Saying that the winner takes it all. Do you think that this applies to Donald Trump? Yeah, no, absolutely. And I think that that's also part of the allure of him, that he, you know, there's this. You know, we've been living for many years now, like maybe the past 20, 30 years, in some sort of like liberal framework, yeah, where like identity politics is really important. And, you know, the minorities and LGBTQ and blah, blah, which, you know, I don't think it's a bad thing necessarily. But I think what that has led to is all the other big conversations about class, about social class, about politics, about, you know, sort of different other ways that, you know, people have power or, you know, blocks of power, they have been pushed aside. And I think, in a way, what he comes and says is like, you know, he's like, he is a fundamentalist, in a way, you know? The same way that, say, Al-Qaeda was a fundamentalist, meaning Al-Qaeda saw that there was a
deep crisis in the Islamic civilization, their answer was, let's go back to the time of Muhammad, the Prophet Muhammad, and we just have to go back to Quran and do exactly what it says. Like, we need to go back. And that's exactly what Trump is doing. He's like, you know, f*** this identity politics and all these, like, gay people and transgender and women taking over. We have to go back to the time where a burger was a burger, a man was a man. And, you know, the police could shoot and beat anyone they wanted, you know? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. Don't you forget, I made you. Democrats pretend that if Trump wins the election on Tuesday, the world is going to end. No, the world is not going to end. No, it's not going to be a disaster. It's going to be, do I like it? Not necessarily, but it's not going to be a disaster. Is it going to be heaven if Kamala Harris wins? Not necessarily. I think she's a more competent manager, but because I studied Trump as a manager, as a businessman, I think he's a completely incompetent businessman. Like, if I had a kiosk at the corner, I wouldn't trust him running that kiosk. There were moments while editing the movie when you said, no, this is too much, or yes, this has to be in the movie. I mean, we had an investor who basically consciously tried to make a pro-Trump movie. You know, and I've been, you know, contemplating a lot about this. And, you know, in the beginning I thought, okay, well, it's a business decision. They want, you know, they want this to succeed and blah, 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 and maybe not to be controversial. But they really tried. They did what they could to make this a pro-Trump movie, in a way. I think, you know, my job was to make sure that it doesn't become a pro-Trump movie. Și ne întoarcem la discuție. Ați văzut filmul, domnule profesor? Da, am văzut. Am văzut filmul. Nu, e un film extraordinar, sau nu mă pricep eu la filmele astea biografice. E un film foarte interesant despre o epocă, despre anii 70-80, începutul anilor 90, în Statele Unite, epoca aia în care, cum să spun, totul părea posibil și în egală măsură imposibil. Este exclusiv despre tinerețea lui Donald Trump, nimic despre Donald Trump de astăzi, candidatul, despre Donald Trump, cel care făcea și continuă să facă și afaceri. Și atunci, de ce era deranjat de anumite posturi ilustrate? Pentru că astăzi avem o perspectivă mult mai critică din perspectivă morală decât erau în anii respectivi. Adică America e mai puritană acum decât atunci? E clar mai puritană în epoca respectivă, cel puțin formal. N-avea nimeni o problemă să aibă sau să facă, să aibă un joint, de exemplu, ceea ce astăzi este privit ca un lucru excesiv sau extrem de rău. Ori sigur, Donald Trump este un puritan, el doar o singură dată are un acces alcoolic în decursul filmului, dar toate personajele din prejurul lui și în special toți prietenii lui sunt într-un nivel de, hai să-i spunem, într-un nivel în care moralitatea este extrem de jos. Nu știu cum să folosesc eufemismele ca să nu spun lubric sau mai știu eu cum. Da, domnule Ionită, cum ar putea să schimbe viața unui candidat un film? Păi nu știu dacă o schimbă, că eu habar n-am, adică câtă tracțiune are în America, cât audiență s-a dat acolo, că dacă e la Cannes, de obicei cei pe la Cannes nu prea în America, sunt altele piețele de film, n-am idee dacă chiar influențează. Și până la urmă e o poveste așa imaginat-o el, mi se pare că omul ăsta regizor nu are nici el niște idei foarte clare așa, dar poate că e un regizor bun, a făcut un film care are sens ca atare, nu înseamnă că chiar aia e viața lui Trump, așa a înțeles-o el. Și în general mă îndoiesc că l-a montat pe ăsta, el a fost ucenic unuia și ăla l-a învățat. Trump nu e nici, mă îndoiesc că e fascist sau care vreo idee, el nu are ideologie, el e narcisist, care e o tulburare de personalitate, e o boală, nu e ideologie. Nu e cum spunea Vance. Și atunci, mă, Vance e altceva, el e mai intelectual. Și asta explică totul și eu nu știu dacă asta te poate face cineva. Mai curând invers, dacă ești narcisist și ai și bani, în jurul tău tind să se adune tot felul de oameni care să-ți cânte în strună și să, deși eu,
mai curând cred că asta s-a întâmplat în viața lui. Dar asta nu trebuie să fie o critică la film. Orice regizor poate să facă o chestie cum vrea el, viața lui Trump a făcut un business bun, adică el a dat cu bățul într-un stup de viespi. Probabil că se va alege cu niște procese civile, că Trump e foarte are fitilul foarte scurt și cum vede ceva care nu-i copac, trimite avocații și asta îți promovează filmul mai departe. Deci da. Eu cred că a fost și ceva de genul ăsta. Foarte scurte concluzii cu invitații, pentru că am dus așa discuția, pornit de la Republica Moldova, am mers peste ocean, acum ne întoarcem către Parlamentul European, audieri aici. Până la urmă vorbim despre un impact. Vorbim despre alegeri care au un impact și în Europa. La ce scenarii să ne așteptăm? Nu avem timp prea mult de discuție, ar însemna să stăm până după miezul nopții. Domnule Țăran. Sunt două scenarii. Business as usual, adică venirea doamnei Harris și păstrarea, să spunem, politicii actuale în ceea ce privește securitatea și Ucraina la pachet, sau pur și simplu o schimbare, o resetare aproape completă a modelului politic, așa cum am văzut că a mai încercat Donald Trump în 2016, ceea ce îi va pune pe politicienii europeni la treabă. Domnule Ionită, foarte scurt. Păi da, astea sunt continuitate, pe de-o parte, versus lipsa oricărui scenariu, dacă este Trump, că nu știm ce va face, la genul ăsta impulsiv și foarte personalist de a lua decizii. Singura întrebare va fi în scenariu B, cât de mult greutatea instituțională statului american îl va putea contrabalansa ca la primul mandat. Nu știm, va fi mai bine, mai rău. Reușește el să încalece statul, ceea ce n-a prea reușit la primul mandat.